Salutare! Configurăm astăzi de la zero un Neverhic Vision model 7604NI-E1, o unitate de 4 canale IP, foarte populară la noi în țară, datorită performanțelor foarte bune și prețului accesibil. Unitatea NVR este nouă, proaspăt scoasă din cutie și vom urma toți pașii necesari pentru setarea și punerea în funcțiune a NVR-ului, exact cum ar trebui și dumneavoastră să faceți dacă ați avea un astfel de NVR de configurat. Vă recomand să montați și un hard disk în NVR înainte de a începe setările, pentru că odată începute setările ar fi util să facem și configurarea hard disk-ului și să nu mai trebuiască să ne reîntoarcem. Ca și hard disk-uri de folosit, am să vă las în descrierea filmulețului o listă de modele pe care eu le recomand pentru utilizare cu sisteme de supraveghere. Tutorialul de astăzi detaliază configurarea unității prin rețea folosind un laptop. Există și varianta clasică de configurare, și anume cu un monitor și un mouse conectate direct la NVR. Indiferent de situație, pașii pe care va trebui să-i urmați sunt aceiași. Diferența va fi de interfață. Pe web arată un pic diferit interfața față de monitor, dar, repet, funcțiile sunt identice, pașii sunt aceiași. Ca mențiune, toate informațiile din acest tutorial pot fi folosite pentru configurarea oricărui model de NVR de la Hikvision și chiar și o modele de NVR de la alți producători. Principiile pe care le abordăm astăzi și modul de configurare este valabil pentru orice fel de unitate, indiferent de producătorul lui, deci dacă puteți beneficia de sfaturile acestea și pentru configurarea altor unități, foarte bine. Bun. Pentru configurarea noastră vom avea nevoie de un laptop sau de un calculator cu port de rețea fizic pentru conectarea directă la NVR. Eu am un laptop astăzi și un laptop cu un port LAN de rețea pe fir pe care vreau să-l folosesc pentru a mă conecta cu portul de rețea al NVR-ului printr-un cablu de internet. Deci, automat am nevoie și de un cablu de internet mufat, sertizat, scurt, un cablu tip patch cord, da? Iar în plus, pentru că vorbim de configurare de NVR Hikvision, o să avem nevoie și de aplicația SADP, o am aici pe desktop. SADP-ul de la Hikvision este o aplicație gratuită, construită de ei tocmai pentru produsele lor, iar scopul aplicației este de a descoperi în rețea, în orice rețea, da, în care aveți un calculator cu aplicație instalată, de a descoperi produsele Hikvision din acea rețea, fie că sunt NVR-uri, DVR-uri sau camere IP. Aplicația de ce este utilă? Ne arată din start care este IP-ul de fabrică al produsului Hikvision pe care încercăm să-l configurăm. Vom avea nevoie de acel IP pentru a face setările corect. Dacă nu aveți un Hikvision, e posibil să aveți atunci un echivalent pentru SADP de la producătorul aparaturii dumneavoastră, sau dacă nu aveți un utilitar de genul acesta de niciun fel, ar trebui să aveți IP-ul de fabrică al dispozitivului dumneavoastră marcat undeva în manual sau pe cutia produsului. Veți avea nevoie de el. Bun. Să începem. Am conectat pe cablu direct LAN-ul laptopului meu cu portul LAN al NVR-ului, da? Iar pentru a da drumul la configurare, eu nu am pornit încă NVR-ul, este oprit acum, dar avem nevoie mai întâi să facem un pic de analiză de rețea. Ca să avem un NVR funcțional în rețeaua noastră, trebuie să știm ce IP-uri folosește rețeaua noastră și să configurăm NVR-ul nostru în funcție de acele IP-uri. Orice unitate, dispozitiv de rețea care funcționează într-o rețea, trebuie să aibă alocată un IP, da? Din aceeași clasă cu IP-urile pe care rețeaua le folosește. Altfel, acel dispozitiv nu va putea comunica deloc cu restul de dispozitive. Asta încercăm să facem și noi și același principiu se aplică și la NVR-ul, desigur. Bun. Pentru a depista informații despre rețeaua noastră, cea în care dorim să integrăm NVR-ul, o să ne ducem la partea de search aici. Eu folosesc Windows 10, dumneavoastră poate folosiți Windows 7, de exemplu, sau o variantă mai veche. În bara de search aici, eu dacă scriu CMD, găsesc command prompt-ul și cu un enter mi se deschide fereastra. Dacă aveți un Windows 7, de exemplu, vă duceți la start, run și tastați acolo CMD și dați enter și o să aveți aceeași fereastră în față. Aici o să folosesc o comandă de rețea ipconfig și o să dau enter. Și în momentul acesta văd informațiile de rețea ale laptopului meu sau calculatorului, adică unității de pe care eu fac această configurare. Pentru că eu sunt conectat la rețeaua mea prin wireless, am un laptop și sunt conectat pe wireless la router, văd că pe partea de wireless LAN, adică pe setările wireless ale laptopului meu, primesc de la router IP-ul 192.168.0.101
Am masca de rețea aceasta, 255.255.255.0, și default gateway, adică IP-ul intern al routerului meu, este 192.168.0.1. Concluzia care este de aici? Că rețeaua mea folosește IP-uri de tipul 192.168.0.ceva. Da? Și atunci și la NVR-ul meu o să trebuiască să aloc tot un IP de acest tip ca el să poată comunica în rețea și pentru a fi funcțional. Și atunci, văd că routerul meu alocă IP-uri de terminație destul de mare, de la 100 în sus, eu am 101 aici la laptop. Și atunci am o presupunere solidă că IP-urile cu terminație joasă, 10, 11, 12, 13, da, sunt libere. Și vreau să verific lucrul acesta, că eu am să aleg pentru NVR-ul meu IP-ul 192.168.0.10. Și vreau să verific dacă acest IP este liber. Și fac asta cu comanda ping 192.168.0.10 și dau Enter. Și văd că la această comandă, pingul practic face o strigare în rețea, face o apelare către adresa 192.168.0.10 și verifică dacă există un dispozitiv care răspunde la această strigare. Și pentru că am primit răspunsul Destination Host Unreachable, îmi spune acest lucru că nu există niciun dispozitiv care să răspundă. Văd că ultimul IP care a putut fi accesibil este 192.168.0.101, adică exact IP-ul laptopului meu, de aici a plecat pingul, și nu primesc răspuns de la 0.10. Și asta înseamnă că eu pot să folosesc 192.168.0.10 pentru NVR-ul meu pentru că este liber. Dacă aș fi dat un ping către 0.1, care este IP-ul routerului, deci știm că este un IP ocupat, aș vedea că primesc un răspuns cu totul diferit de la ping, și anume primesc reply from 192.168.0.1 cu 32 de octeți, deci indice clar că avem un IP ocupat. Dacă noi am fi primit răspunsul acesta de la 0.10, atunci am fi știut că IP-ul este ocupat și că nu poate fi folosit și atunci ar fi trebuit să încercăm alt IP, 11, 12, 15, da? Bun. Eu de regulă folosesc pentru configurarea sistemelor de supraveghere IP-uri cu terminație joasă, pentru că de obicei routerele nu alocă IP-uri în gama asta. Dar este posibil să folosiți orice IP doriți dumneavoastră până la 254 în coadă. Da? Bun, dacă dumneavoastră, și fac aici o ultimă paranteză, dacă dumneavoastră aveți IP-uri aici 192.168.1 punct ceva, adică aveți cu totul altă clasă, trebuie să vă adaptați la clasa dumneavoastră și să alocați un IP NVR-ului din clasa aceea. Da? Ok. Bun, acum știm care este IP-ul pe care vrem să-l alocăm NVR-ului nostru, 192.168.0.10, știm că este un IP din clasa rețelei noastre, am aflat asta de aici, și rămâne decât să dăm drumul la NVR, să fac o mutare. Eu nu am hard disk acum montat în NVR și asta înseamnă că vom auzi, odată ce butează un piuit destul de strident, practic atunci NVR-ul ne anunță că există o eroare la înregistrare, că harddiscul e defect sau că nu există harddiscul, motiv pentru a ne alarma și a repara această problemă dacă vedem că auzim acest piuit în viitor. În cazul nostru piuie pentru că harddiscul pur și simplu nu este montat. Bun. Și după ce va muta NVR-ul meu, am să deschid SADP-ul pentru că vreau să văd, și iată că a venit și piuitul, vreau să văd prin SADP care este IP-ul unității mele. Uite, SADP-ul mi-a găsit un NVR7604-1 inactiv cu IP-ul acesta de fabrică și asta e informația care mă interesează. Am zis că vom face configurarea aceasta ca să fie valabilă pentru orice model de NVR de pe piață și atunci trebuie să aflu IP-ul de fabrică al unității mele, chit că îl aflu prin SADP, prin alt utilitar sau că îl știu pentru că e trecut pe cutie. Văd că am acest IP. Bun. Și atunci, eu am la laptopul meu și în rețeaua mea IP-uri de altă clasă. Deci acum aceste dispozitive nu ar putea comunica. Atunci trebuie să fac un mic artificiu, să mă duc la setările de rețea ale laptopului meu. Change adapter settings. Mă duc la setările plecii de rețea pe fir, desigur că eu aici am conectat NVR-ul, la Internet Protocol versiunea 4 și am să schimb temporar setările de rețea ale laptopului meu ca să fie în aceeași clasă cu IP-ul NVR-ului din fabrică. Și atunci am să pun aici 1.9.2.0.0 iar aveam 64 la NVR, eu o să pun 40, nu o să pun același IP desigur, să nu apară un conflict. Practic, orice IP de fabrică ați avea la dispozitivul dumneavoastră, schimbați doar terminația și veți ști că atunci sunteți în aceeași clasă.
Masca s-a completat automat și default gateway am să pun tot ceva din asta cu unul în coadă. Toate setările astea nu sunt neapărat necesare, dar vreau să se salveze mai repede setările și să pot avea acces la NVR. Bun. Salvez. Și acum deschid un browser. Pentru Hikvision merge bine Internet Explorer. Atenție, nu Edge, cel din Windows 10. Asta e un browser nou. Internet Explorer-ul e și el undeva ascuns pe aici prin Windows 10. Dacă scriu în bara de căutare Internet Explorer, îl găsesc aici. Pentru produsul dumneavoastră, dacă este altceva decât un Hikvision, e posibil să vă funcționeze și sau Chrome sau Firefox sau ce vreți dumneavoastră. Eu în cazul ăsta am ales Internet Explorer. Și am să mă duc acum în bară, cum să păstrez HTTP-ul acela 2./.. Mă duc 192.0.0.64. Exact IP-ul din fabrica al NVR-ului meu. Și văd, iată, că am acces acum pe NVR. Fiind un Hikvision, Hikvision cere o activare a produselor noi. Și activare înseamnă că trebuie să definim o parolă de administrator. Și o să o alegem aici o parolă, o să o confirmăm. Nu uitați această parolă și nu o pierdeți, pentru că este parola cu care faceți toate setările la unitate. Și dacă o pierdeți, va trebui să se reseteze unitatea, prăjitura e mai complicată. Nu mă interesează alte informații de siguranță. Și iată, acum a conectat la nivelul meu pe IP-ul lui, cel de fabrică. Bun, asta înseamnă că mă duc la configuration și până să finalizez setările de rețea, am să fac acel kiwit să se oprească. Exception și de la HDD error, că pentru asta kiwia, că nu aveam hardisk montat. Acum o să tacă unitatea. Bun. Și eu mă întorc la ce trebuia să fac, și anume să setez rețeaua acestui NVR ca el să fie compatibil cu rețeaua mea. Și rețeaua mea, așa cum am stabilit, va trebui să-i dau IP-ul 192.168.0.10, căci acesta IP este cel pe care l-am ales noi ca fiind liber. Masca de rețea se păstrează și este masca de rețea, desigur, de aici. Da? Iar default gateway este obligatoriu. Default gateway-ul rețelei mele, adică IP-ul routerului. Bun. Și acum pot să salvez. Și în acest moment am schimbat IP-ul NVR-ului meu într-un IP din rețeaua mea. Și mă pot întoarce în setările plăcii de rețea să dau înapoi ce am modificat temporar. Aici le puteți pune pe automatic dacă obțineți adresele automat prin DHCP sau le puteți completa manual ca să vă întoarceți la IP-uri din clasa dumneavoastră. 01, punem și un DNS, am să pun DNS-ul Google, public și gratuit. 8.8.8.8. Salvez. Și în momentul acesta, în bara de adrese, acest IP nu mai este valabil, desigur, l-am schimbat. Traduc și pot trece 192.168.0.10. Pun Enter aici, odată ce o să se salveze setările noi ale rețelei mele, iată mă, am acces la NVR-ul meu pe noul IP, cel corect, cel final. Mă loghez cu parola pe care am definit-o mai devreme. Și iată, ne conectează la NVR-ul nostru, de la care acum putem să începem configurarea întreagă. Iar configurarea unui NVR implică mai mulți pași dacă vrem să o facem în mare detaliu. Vedeți, meniul acesta este destul de stufos și avem o grămadă de meniuri cu submeniuri și așa mai departe. Importante sunt cele pe care vi le voi enumera eu acum, iar probabil într-un filmuleț viitor am să intru în detaliu cu toate funcțiile posibile ale unui NVR, dar pentru o funcționare corectă, de sus în jos, dumneavoastră trebuie să parcurgeți așa. Setări de sistem, unde trebuie obligatoriu să setăm data și ora unității pentru a fi în linie cu ora reală. Vă dați seama, înregistrările trebuie să corespundă secundă la secundă cu timpul real. Setăm, setăm de aici fusul orar, pe România GMT-ul 2, setăm o ora unității care poate fi sincronizată cu calculatorul sau putem folosi acest server NTP care actualizează automat, da? Dacă NVR-ul va avea legătură la internet, actualizează automat ora și timpul. Mai avem aici la maintenance un submeniu în care putem buta, rebuta, face update de firmware, putem reseta unitatea cu totul și așa mai departe. Camera management, foarte important, aici este meniul de unde adăugăm camere IP către NVR.
camerele IP, bineînțeles, trebuie și ele configurate cu IP-uri corecte din rețeaua noastră. Eu folosesc de obicei 10 în coadă pentru NVR-uri sau DVR-uri și după care pentru camere IP al loc de la 11, 12, 13, 14 în sus. Da? Nu uitați, aceeași clasă de IP-uri pentru toate dispozitivele. Atunci așa ar trebui să adaug aici add pe bază de IP, o cameră ar putea avea 0.11 în coadă sau 12, 13, da? Cu utilizator, parola camerei și așa mai departe. Deci de aici adăugăm camere. User management, foarte important, de aici putem schimba parola de administrator. Putem defini utilizatori noi care pot avea acces mai mult sau mai puțin. Un utilizator poate avea acces doar pe vizualizare live sau poate avea acces și pe înregistrări sau poate dori să aibă acces doar pe două camere din patru. În funcție de cine va folosi sistemul, administratorul sistemului hotărăște ce acces poate avea fiecare utilizator. Bun. Network este câmpul pe care l-am parcurs în detaliu, iar aici ne mai interesează secțiunea de port, unde avem porturile cu care NVR-ul nostru funcționează și pe care va trebui să le forwardăm pe routerul nostru dacă vrem acces la NVR din exterior, din internet. Pentru această secțiune s-a făcut deja un tutorial separat pe 4 părți, pe care îl puteți găsi tot pe canalul nostru. Am să las și un link în descriere dacă vă interesează așa ceva. Video și audio. Aici este meniul de unde pentru fiecare canal, canalul 1, 2, 3 sau 4, că în cazul nostru avem 4 canale, putem alege care sunt setările video, rezoluția, funcții de audio pentru fiecare cameră. Putem alege bitrate-ul, adică cantitatea de bandă de rețea pe care o folosește fiecare cameră și câteva funcții de genul ăsta și frame rate-ul poate fi ales, câte cadre pe secundă să înregistreze unitatea de la fiecare cameră și așa mai departe. Câmpul de image, aici putem seta pentru fiecare cameră, iarăși după canal, brightness, contrast, diverse funcții ale senzorului de imagine pe timp de zi și pe timp de noapte. La camerele IP însă funcțiile acestea în amănunt se fac direct pe cameră, adică prin conectare directă la IP-ul camerei și parcurgerea meniului camerei. Event este ce am parcurs eu. Storage, foarte important. Asta e storage. La storage avem storage management, unde dacă aș avea un hard disk montat aici, în NVR, de aici aș putea să-l selectez și să-l formatez și să-l inițializez practic pentru utilizarea înregistrărilor. Până nu fac acest lucru, chiar dacă am hardul montat în NVR, înregistrările nu vor funcționa. După ce am inițializat hard disk-ul și l-am formatat, mă pot duce la schedule settings și să aleg ca pentru fiecare cameră, deci canal number aici, o să aleg ca pentru canalul 1 de exemplu, să am pentru, să zicem, ziua de luni, detecție de mișcare între orele 8 și 14. Pot am pentru ziua de marți, între 4 și 10, detecție de alarmă, dacă am senzor de alarmă care îmi declanșează mișcarea, și pentru 14-20 să am înregistrare continuă. Vă dau exemplul acesta ca să înțelegeți că NVR-ul poate fi personalizat în amănunt mare detaliu și puteți obține orice fel de înregistrări doriți. Deci se salvează setările și cam astea sunt setările de bază. Odată cu aceste setări făcute, NVR-ul va funcționa deja corect. Cam aici s-a terminat tutorialul nostru. Sper că v-a făcut plăcere și că v-a fost util. Întrebări dacă aveți, în secțiunea de comentarii vă rog să le lăsați. Sugestii dacă aveți, vă rog, chiar tot acolo la comentarii și de ce nu, dacă sunteți amabil, un share, un subscribe și un like, ce considerați dumneavoastră necesar. Vă mulțumim mult pentru atenție, numai bine!